Sophie, ne auzim? Ok. Pentru început vreau să-mi cer iertare pentru acea lecție care am făcut-o ieri cu tine, care a fost un dezastru total datorită calculatorului, pot spune, și a softului și a calculatorului propriu-zis. Dacă vrei să știi, pe urmă m-am autopedepsit și am făcut 3 partide de-a lui Ali Reza Firuja, 3 lecții cu câte o partidă de-a lui Ali Reza Firuja. Singur acolo pe net. Dacă ai chef, te uiți la ele. Pentru astăzi ți-am pregătit 2 partide decise azi noapte în runda 8-a, foarte frumoase și interesante și cu deschideri pe care noi le jucăm mult la sală. Mă rog, zic la sală, dar tu nu prea mai veni de mult. Deci prima partidă cu care am să încep lecția de astăzi este Hikaru Nakamura la alb, Fabiano Caruana. Runda 8-a fiind practic un fel de retur în acest concurs. Ei doi mai jucaseră în prima rundă, da? Dar Fabiano Caruana avusese atunci albu și Hikaru Nakamura negru. Acum se juca culori inversate, deci turneul având 14 runde, da? Primele 7 joacă fiecare cu fiecare cu o culoare și ultimele 7 joacă fiecare cu fiecare, dar culorile sunt diferite față de tur. În primul rând vreau să mai văd un da de la tine, să mai înscriu un da, că totul este cât de cât în regulă și nu pățim ceea ce am pățit ieri. Sper că n-avem iar întârziere. Sophie, mai scrie un da ca să pot începe. Am început să-mi fie și frică să cer această mică cerere, cum s-ar spune, să mai scriu odată un da. Doamne, iartă-mă, așa de mare este întârzierea. Sophie, mă mai auzi? Ok, bun. Mă bucur. E puțin întârziere, dar asta este. Deci, alb Hikaru Nakamura, negru Fabiano Caruana, partida se duce repede într-o spaniolă, da? Care survine, varianta morfii, care survine după E4, E5, cal P3, cal C6 și nebun B5. Și aici varianta morfii este caracterizată de mutarea A7, A6. Deci dacă negru dorește în primul rând și în primul rând să joace la remiză, nu adoptă această variantă care, într-adevăr, într-un fel arată dorința negrului de a juca și la câștig, asumându-și niște riscuri însă. Dar dacă dorește să joace la remiză sigur aproape, joacă aici cal F6, care este considerată mult mai solidă. Da? Deci cu data A6, nebun A4, este considerată mult mai solidă datorită statisticii, ca să spun așa, existente în istoria șahului. Și acum cal F6. Și aici, încă o dată, normal se făcea rocada prin anii 90 ai secolului trecut, dar acum se joacă aici aproape invariabil D2, D3. Este o mutare preferată
de către calculator și asta înseamnă că este preferată și de către mari maestri. Înainte se făcea rocadă mică aici. Adevărul că și acum se mai face. Chiar în acest concurs am văzut un rocadă mică aici. Dar încă o dată, D2, D3, nebun C5, asta este varianta Arhangels. Într-un fel, este răspunsul cel mai corect și de aceea este foarte interesant că Fabiano Caruana a gândit numai puțin de 8 minute la această mutare, la această scoatere simplă de nebun la C5, ceea ce ne arată nouă de la început că el este într-un fel temător față de această partidă. Situația celor doi jucători la data disputării acestei partide era următoarea. Fabiano Caruana în 7 runde avea 4 puncte având un plus 1, iar Hikaru Nakamura avea 3 puncte jumate, adică 0. Hikaru Nakamura avea o victorie, o înfrângere și câte 5 remize, iar Fabiano Caruana avea plus 1. Nebun C5, de unde apare într-un fel teama asta a lui Fabiano Caruana, care încă o dată făcuse remiză cu Hikaru Nakamura în prima rundă, dar acolo el pusese cu alb și beneficiase de avantajul primei mutări. N-a reușit să-l fructifice, partida terminându-se remiză. Problema cu negru este mai complicată pentru Fabiano Caruana. Ca simplu exemplu, ultimele trei partide pe care Fabiano Caruana le-a jucat cu Hikaru Nakamura, în care el a avut negru, le-a pierdut pe toate trei, una după alta, da? Deci este foarte normal ca Fabiano Caruana să aibă temeri față de această partidă. Rocadă mică, pion D6, pion C3, rocadă mică, turn E1, cal E7, o mutare și o foarte comun, aș putea spune, Sophie, mai ales după ce a jucat C3, acest cal nu mai poate veni la D4, dar acest cal nu mai face mare brânză la C6 și Fabiano Caruana și-l aduce pe flancul regelui, cal E7. Mai era o variantă aici legată de acest nebun cal G4. Care pare foarte promițătoare la prima vedere, dar după, să zicem, turn E2 și evident că am învățat și la clasă că nu e bine să dai două piese ușoare pe tur și pion în jocul de mijloc și să zicem după nebuna 7, H3, cal F6, D4, vedem cum cel care obține avans de spațiu într-o astfel de variantă nu este decât albul, care a făcut H3 cu tempo, o mutare utilă, tot timpul în spaniolă, și a pus slăbuța pe centru de pioni cu pionul de la D4 și pionul de la E4. De aceea este de înțeles de ce în acest moment Caruana optează pentru acest cal E7, cal D2, mutare și construcție tipică a albului în spaniolă, calul de la B1 încă o dată, la fel cum acest cal de la C7 vrea să ajungă pe ruta aceasta la E7 și pe urmă la G6 și eventual la F4, la fel și acest cal de la B1 vrea să ajungă pe ruta D2, F1, G3 și eventual F5, nu? Deci cal D2, cal G6, cal F1, pion D5. Mutarea asta este o mutare foarte interesantă și foarte agresivă. Deci se vede clar că teamă, dar Caruana încearcă să câștige această partidă. Adică este agresiv în acest moment. Nu neapărat să câștige, dar de exemplu îți dau o variantă aici, pentru că la prima vedere s-ar părea că acest pion va rămâne neapărat. După E de 5, cal D5 și așa s-a bătut,
s-a jucat în partidă până în acest moment. Aici, de exemplu, Nakamura a jucat în partidă în Nebun B3. Dar te poți întreba de ce nu zbat acest pion? Păi după calea pe E5, care este o greșeală, că nebunea pe F2 șah, rege F2 și calea pe E5, după ce bați acest cal cu turnul, urmează damă F6 șah și turn și rămân cu material în plus. Mai precis, rămân cu o calitate în plus. Toate șansele pentru negru să câștige o astfel de partidă. De aceea, cal D5, nebun B3, Nakamura, care este evident atent, C6 și D4. E5-a pe D4, calia pe D4 și cal F6, cu intenția clară pentru negru de a bate acest cal de la D4 și chiar dacă cedează perichea de nebun, să-i facă albului un pion isolan la D4 pe coloana D. Isolanul este tot timpul o slăbiciune, mai ales în final. În jocul de mijloc poate fi de multe ori e ceva cu două tăișuri, poate fi mai mult o forță pentru cel care îl deține. Dar să revenim la partidă, H3, o mutare utilă care oprește orice fel de incursiune a unei piese negre la pe câmpul G4 și nebunea pe D4, așa cum ne așteptam. Evident că damă de 4, CD4 practic îl ajută pe negru să schimbe și damele și să intre în final, în care scopul lui ar fi să schimbe cât mai multe piese pentru ca slăbiciunea acestui pion să fie mai evidentă. De aceea Nakamura bate aici cu pionul C3-a pe D4, foarte important, și cal D5. Un fel de stopper în fața isolanului. Nebun C2, nebun E6, dezvoltată ultima piesă neagră. Din punctul de vedere al dezvoltării pieselor și a structurii de pioni, negru se poate considera mulțumit de poziția existentă pe tablă, mai precis de ceea ce a obținut pe tablă. Într-adevăr, există ca și compensație pentru alb, care are 3 insule de pioni cu un isolan de 4, dar ca și compensație este faptul că el are perechea de nebun. Cal G3, cal F4, turn E4, cal D5. De aici, după ce această mutare a fost făcută, eu mi-am dat seama că, fără să-și dea seama că negru este mulțumit cu remiza. Pentru că, de exemplu, dacă joci turne 1 aici și din nou cal F4, ce zice domnul calculator? De 3 ori repetare. Threefold repetition. Adică remiză. Deci turne 4, cal D5, dar Nakamura joacă aici 3. O mutare care calculatorului nu-i prea place, dar ea are un scop. Hotsumanul de Nakamura ar dori chipurile să joace damă de 3, să-și facă baterie damă nebun pe diagonala B1-H7 cu dama față și pe urmă eventual să joace un H4. Și dacă tu bați cu calul, să-ți bat la E6, să-ți dau mai la H7. Dar nu poți să joci direct damă de 3, datorită, deci o dată, dacă joci damă de 3 aici, negru se răspunde cu acest cal B4, te lasă și fără pereche de nebuni, nebunii rămași pe tablă sunt de culori diferite, în niciun caz n-ai cum să câștigi cu albul. Pentru că, la fel cum lui Caruana îi cam era frică de Hikaru, Hikaru dorea
să câștige, se uita la el ca la un fel de pradă, așa. Zicea, eu sunt prădătorul, tu ești prada, vreau să te pap. Deci A3, turnă 8, mutare bună, nebun de 2. Personal se oprește în acest damă de 3. Te gândeai că dacă joc A3, acum voi juca damă de 3. Dar pune accent, îl schimbă puțin planul, ca să spun așa, și scoate și nebunul de la C1, care dormita la D2, calfe 6, nebun G5, H6, o mutare foarte bună, în urma căreia totuși s-ar părea că cel care are de câștigat este negru, pentru că albul, pentru a nu pierde calitatea din E4, este nevoie să dea acest nebun pe cal. Deci urmează nebunea pe F6, dama ia pe F6, dar dama de 2. Încă o dată nu joacă dama de 3, pentru că s-ar putea ca acest cal din G6 să fie răutăcios, să ajungă la F4. Și acum, mutându-mi turnul de la F8 la E8, chiar dacă intri cu dama, deci gândește-te, Sofie, să-ți dau un exemplu, deci dama de 3, cal F4, nu prea-ți vine să-l bați, pentru că n-ai mat, am rege F8. Adică, ce vreau să spun, că pot fugi. Chit că mai e un pion aici, asta este ceva foarte, foarte năzbâtie, ca să spun așa, și destul de greu de apreciat. De aceea joacă dama de 2 pentru a opri acest cal F4. Ține sub control câmpul acesta F4. Dama G5, din nou foarte sigur pe un final de genul dama G5, HG5, în care într-adevăr negru ar avea chipurile 2 pion dubli pe coloana G, dar niciunul nu este, dintre ei nu este slab, pe când acest pion de la D4, odată cu micșorarea pieselor rămase pe tablă, devine din ce în ce mai slab, mai vulnerabil pentru piesele negre. De aceea Nakamura refuză schimbul damelor, joacă turn E3, cal F4, dacă... Și aici, într-adevăr, trebuie neapărat cu albul să fiu activ și îmi place mutarea următoare a albului, care este... Din nou ajungem într-un prim moment critic al partidei. Deci, eu ți-am mai spus, eu, Sofie, de multe ori, indiferent cât de tari sau slab sunt doi jucători care joacă o partidă, există cel puțin un moment critic într-o partidă. Dacă sunt mai slăbuți, există unul, să zicem, dar tot există. Dacă sunt mai tari, există mai multe momente critice. Ăsta este un prim moment critic al partidei în care Hikaru Nakamura găsește această mutare minunată din punctul meu de vedere, H4. Pe ideea că dacă îl bați, pot profita de legarea căluțului de la F4 și, să zicem, după G5, pentru că altfel n-ai cum să-l aperi fără să... N-ai cum. E ataca de 20 de turn și de damă. Tu nu poți să dai încă o dată șah să încerci să iei calul, pentru că îți bat, efectiv. Nu ai nimic, da? Deci G5, după turn de A1, există într-adevăr o poziție în care negru ar avea chipurile un pion în plus, dar este legat. O legare foarte, foarte dureroasă pentru el. Și ce vreau să spun aici este că albul are super compensație pentru pionul lipsă la apel. De exemplu, el cam trebuie să joace aici turnul din A8 la D8. Dacă încerci să te grăbești și să anihilezi presiunea pe coloana E, unde albul are baterie turn-turn, pierzi partida după nebun de 7, turne 8, turne 8, turne 8, nebune 8 și calfe 5.
și după dama H5 și nebun de 1 și ai pierdut dama. Ai pierdut dama, pentru că dama G6 urmează cale 7, șah și dama. Deci, iar G4 iese din discuție pentru că îți bat calul din P4. Observăm cât de complicată este viața negrului într-o astfel de poziție în care, într-adevăr, ar avea chipurile un pion în plus, dar albul are inițiativă. De exemplu, chiar și la turn de A8, albul tot poate continua cu acest cal F5. Și nu poți să-ți dai seama. De fapt, calculatorul spune că albul stă un pic mai bine, dar numai dacă negru se apără foarte bine. De aceea este evident că acest H4 pion este un fel de dar grecesc pe care nu poți accepta. Nu ai cum să-l accepti, de aceea domnul Caruana joacă damă de 5. Cu amenințare evidentă, damă ia pe G2, șah și mat. Turn E4, închid diagonala și-ți atac și calul. Cal G6. Turnul din A1 la E1. Ultima piesă care dormea este adusă la luptă. Da, cal F8. Și acum turn E5. Și vedem un fel de reflux al pieselor negre care încet, încet se întorc la bazele de pornire, cum s-ar spune, mai precis pe ultima linie. Damă de 8. H5. O mutare care calculatorului nu-i place. Calculatorul preferă aici, de exemplu, damă F4. Pentru că, într-adevăr, damă de 8 îmi atacă mie pionul de la H4, damă F4, calculatorul o consideră ca fiind o mutare mai agresivă, îmi aduc dama mai aproape de focul luptei, de fapt desfășurându-se pe flancul regelui, dar Hikaru preferă H5, nebun de 7, și acum vedem turnea pe 8, o mutare foarte bună, pentru că nu poți să bați decât cu nebunul, nebunea pe 8 și următoarea mutare, din nou foarte puternică pentru alb, cal F5, o mutare care este într-o fel logică. Și efectiv negru cade sub atac în acest moment. De exemplu, Caruana investește foarte mult în următoarea mutare pe care o face bună, o mutare bună. Joacă aici damă F6. Pentru că ce vede el? Dacă, de exemplu, joacă aici cale 6 pentru a închide coloana E, el pierde partida după acest calea pe H6 șah. Există deja 3 piese, dacă nu chiar 4, vom vedea și cu turnul din E1 care va participa la atacul final. Deci există 3 piese aici care conlucrează nemaipomenit la atacul regelui negru. Calea pe H6, GH6, damă ia pe H6 cu amenințarea nebun H7. Deci, ca să înțelegi să fii, eu sper să fii, de exemplu, dacă faci un random move aici, ai pierdut partida imediat după nebun H7, rege H8, nebun G6, rege G8, damă H7, rege F8, damă F7, mat, nu e mat. Stai, ce doamne iartă mă joc aici? Deci stai așa, nebun H7, rege H8, unde să mă duc eu cu... Deci, da, nu pot, stai un pic că, uite, bat câmpii în acest moment. Pionul F7 este totuși apărat de către nebun, dar asta nu-i poziție. Stai să revin. Înseamnă că albul trebuie să joace aici nebun F5. Și după rege G8, damă H7, rege F8, să bat la E6, da. Asta nu este poziție, chit că tu cu negru ai avea un nebun în plus, regele tău este complet în ploaie. Urmează efectiv damă H8, rege F7, nu știu ce să joc,
habar n-am, sau dama H6. Dar încă o dată, poziția asta este compromisă pentru negru. De aceea, într-un fel, trebuie cu negru să faci fața acestui atac al albului, care pur și simplu amenință calea pe H6 și joacă foarte bine aici dama F6, pentru a putea eventual bate cu dama, dacă acum evident că nu mai merge cal H6, dama H6, îi dau un cal pe un pion. Însă Nakamura continuă cu acest dama B4 și culmea Sofie pusă pe calculator, poziția asta este aproape câștigată de către alb. Sincer, e un fel de rage, cum s-ar spune. Deci îți atac pionul din B7 pe care nu poți să nu îl pierzi. Caruana nu-și dă seama pe ce bombe stă și mută acest pion, nu vrea să dea pionul din B7 și mută de două ori. Și pierde doar după două mutări această partidă. Urmează cale 7 șah și la rege H8 Nakamura joacă aici cal D5 și efectiv caruana cedează aici, pentru că dacă îmi bați calul care îți atacă, deci dacă vii cu acest cal îți iau dama, n-are rost. Dacă bați calul îți dau mat într-o mutare. Singura la părință ar fi acest C5, dar după dama C5 să scoți calul cu tempo la D7, dar după calea pe F7, calea pe C5, turnea pe 8, turnea pe 8, calea pe 8, efectiv eu cu albul am prea mult material în plus și câștig lejer această partidă la acest nivel. De aceea caruana după acest cal D5 cedează aici. Dăm voie totuși Sofie să mai revin un pic în spate la acest cal pe 5, cale 6, care mă enervează. Deci cal H6, GH6, damă H6, nebun H7, deci ca să oprești nebun H7 trebuie să joci cal pe 8. Dacă cal pe 8 îți iau gâtul după turn E3 urmat de turn G3. Dar un pic, ce nu mi-a plăcut mie aici? Deci să zicem că facem un random move. Dacă joc dama ia pe D4. Am pur și simplu turn E4 urmat de turn G4 da, atacul e la liber. Dacă joc dama G5 am turn E6, asta e din nou o variantă foarte frumoasă, turnea pe E6 și după dama H6 turn H6 turn D8, turn F6 turn D2 H6, turn D4, H6, turn D2, nebune 4 și după turnea pe B2, joc H7 și după rege H8, turn D6. Știi cât dă Sofie calculator aici că albul are avantaj? Plus 6 și ceva. Adică aproape 7 puncte. Deci aproape... Deci are peste două figuri chipurile ușoare în plus. De aceea este clar de ce n-a jucat caruana în varianta cu acel cale 6 și a jucat la momentul disputării partidei, a jucat foarte bine aici acest damă F6, dar după damă B4 a greșit groasnic și n-a cedat pionul din B5, jucând B5 și pierdând imediat partida. Într-un interviu de după partidă, caruana arăta că cea mai bună continuare pentru
Negru ar fi fost aici nebun de 7. Apărând acest cal cu turnul, deci ideea acestui cale 7 rege H8. Cal de 5 nu mai merge aici, pentru că acest cal este apărat, îți bat calul și n-ai cum să mă dai mat. Dar Nakamura arăta aici, practic, că de fapt el ar fi jucat dama ia pe B7 și după nebunea pe F5 pot atât să intru în varianta dama ia pe A8, nebun C2, turn E8, în care am cel puțin remiză după dama de 6, turn D8, dama E7, turn E8, dar pot să joc mult mai clar și sincer la câștig fără a lua acea tură. Deci nebun F5, nebun F5. Și după turn de 8, nebun E4. Și după damă de 4, nebun F3. Poziția asta, deși nu pare, doar albul poate câștiga aici, pentru că, încă o dată, albul are doar două insule de pion, fără nicio stricăciune în structura de pion. Pionul, atât cel de la A6 cât și de la C6, sunt adevărate ținte de atac și vor cădea ca niște mărgele, nu-mi vine alt cuvânt în minte. Dar revenind la partidă, să remarcăm frumusețea sfârșitului acestei partide, în care după damă pe 4, spre fericirea noastră, ca să spun așa, și nefericirea lui, caroana greșește jucând acest B5. Deci cale 7 șac, rege H8 și cal D5. O piesă mască care se deplasează atacând dama, în spate este un cal care, dacă este capturat, regele negru este făcut mat și Fabiano Caruana cedează pentru a patra oară la rând cu negru în fața lui Hikaru Nakamura. Și a doua partidă pe care vreau să ți-o arăt, de asemenea foarte, foarte frumoasă această partidă. Eu am început să-mi fie drag și de acest domarajul Gukesh. Deci lăsând la o parte feblețea mea Hikaru Nakamura din acest turneu și o altă feblețe care într-adevăr este mai, se comportă mai slab în acest turneu, Alireza Firuja, care însă a făcut o remiză ieri cu Rameshbabu Pragnananda. Deci practic e pe drumul cel bun, aș putea spune, pentru că în runda 7-a Alireza Firuja l-a bătut pe domarajul Gukesh. Deci acest domarajul Gukesh este cel mai tânăr concurent de la turneu, are 17 ani. În acest moment este la egalitate pe primul loc cu Ian Nepomniachtchi, are 5 puncte datorită acestei partide și partide câștigate la Vidi Santos Guirat. Deci să-i dăm drumul, spre deosebire de partida anterioară, Vidi aici, fiind cu albul, nu intră în apărarea spaniolă, intră în partida italiană, cu mutarea caracteristică nebun C4. Deci dacă vrei să intri spaniolă ca și Nakamura, joci nebun B5, deci nebun C4, cal F6, pion D3, pion A6. Este o ordine de mutări cu un puternic impact psihologic asupra albului. Ca fapt divers, Vidi Santos Guirati, după acest pion A6, a gândit numai puțin de 20 de minute la următoarea mutare, rocadă mică. Deci, ce înseamnă scoaterea din teorie, pe care o poți face la un moment dat fără a avea urmări grave pentru tine pe tablă? De exemplu, acest pion A6, o mutare foarte, foarte, pot spune eu,
naiba e cuvântul. Nu agresivă, dar este de o... îți vine să te arunci cu capul înainte cu acest cal G5. Deci provocatoare, scuză că nu găseam cuvântul. Provocatoare, acest A6 care o împiedică la o adică nebun B5 în varianta aceasta. De exemplu, aici cal G5 e o mutare proastă pentru alb, pentru că după D5 e D5, eu pot juca aici cal A5 și nu mai e la dispoziție nebun B5 cu șah, ca în varianta principală din... La ce mă refer că spun varianta principală? De exemplu, aici, în loc de D3, albul putea opta pentru cal G5 și după D5 e D5 cal A5, albul putea să joace nebun B5 și după C6, DC6, BC6, nebun D3 sau nebun E2. Da, albul este cu un pas în urmă în dezvoltare, dar are un pion în plus. Acum, în ceea ce se întâmplă pe tablă, deci în acest moment, după D3, de obicei negru răspunde aici cu nebun C5, care este cea mai normală și cea mai frumoasă și cea mai logică mutare. Dar uite, câteodată poți întâlni și un astfel de tânăr care îți joacă aici A6, care la prima vedere zici, pierzi efectiv, cum a pierdut Vidi Santos cu Irati cu albul aici, 20 de mutări ca să înțelegi scopul. Și până la urmă Vidi se lasă pe cuba și face rocan. O mutare logică tot timpul, dar eu deja am pierdut 20 de minute pe o mutare. Și din nou domarajul, profitând de faptul că centrul încă nu este deschis și regele lui poate încă zăbovi prin centrul tablei, face din nou mutare, din nou provocatoare, H6. În ce sens provocatoare? Că te îndeamnă pe tine cu albul să fii nesăbuit și să încerci să-l taxezi pe negru datorită faptului că faci două mutări laterale de pion în deschidere fără să pui accent pe dezvoltarea figurilor ușoare, așa cum orice fel de carte de șah pentru începători te îndeamnă să o faci, da? H6, într-adevăr, cu rolul de a opri atât nebun G5 cât și cal G5, dar în continuare nu pune accent pe dezvoltarea, pe scoaterea acestui nebun. Și din nou, Vidi mai pierde 8 minute aici. Deci, practic, Vidi a pierdut 28 de minute pe două mutări în deschidere. Imens. Să nu uităm că ambii jucători au pentru primele 40 de mutări 2 ore la dispoziție, fără niciun fel de increment la nicio mutare. Deci fiecare are câte 2 ore la dispoziție. Dacă tu pe două mutări pierzi aproape 30 de minute, înseamnă că pe 10 mutări ți-ai consumat timpul de gândire și te poți ridica de la tablă. A4. După, încă o dată, pentru acest A4, Vidi a gândit aici numai puțin de 8 minute. În sfârșit își dezvoltă și domarajul nebunul, nebun E3, D6, să nu-ți fie frică să o fi niciodată de un eventual schimb în astfel de poziții. După nebun C5, DC5, da, eu cu negru am două insule de pion, da, eu cu negru am doi pion dubli pe coloana C, dar n-am nicio greutate în realizarea jocului meu în continuare, pot să joc nebun G4, am pereche de nebuni, n-am nicio slăbiciune. Pot să joc nebun G4, pot să joc dama E7, pot să fac rocadă, eventual tu trebuie să joci C3 pentru a mă opri acest cal să se infiltreze la D4, să-l atași pe ăsta nu ai cum. Deci este o mutare... stai un pic.